rapoartele oficiale arată că România a pierdut păduri în valoare de peste 5 miliarde de euro în ultimii 20 de ani, iar în fiecare oră se taie peste 3 hectare de pădure. Ce soluții vedeți dumneavoastră pentru reducerea defrișărilor și a furtului de lemn din pădurile României? După 1998 au fost emise mai multe legi ale retrocederilor. Și această perioadă nu am avut o legislație silvică coerentă în așa fel încât noi proprietari de păduri să poată respecta regimul silvic, cum spun silvicultorii, de gospodărire a acestor păduri. În aceste condiții, primele defrișări care au apărut, pe suprafețele mici, dobândite cu ocazia aplicării legii 18/91. În acea perioadă era și teama viitorilor proprietari că li se ia înapoi. Știu că aveam multe discuții la vremea respectivă cu noi proprietari de păduri care se temeau că dacă se petrece iar o naționalizare a pădurilor și rămân fără ele, mai bine să le valorifice și să folosească generația lor ceva din aceste păduri. Dar nu a fost numai acest aspect. A fost un aspect că a început să apară piața lemnului și în aceste condiții, cei care erau plecați din zona rurală, proprietari care și-au obținut titlurile, nu au dat în pază suprafețe respectivă. Și s-a creat o felul de echipe, de, pot să zic, grupări, care au profitat de lipsa pazei în acea perioadă și au tăiat și de la vecini, după ce și-au valorificat poate o parte din lemnul de pe suprafețele lor. Și așa constatăm că spre sfârșitul anilor 98-99 România a înregistrat o suprafață foarte mare de păduri tăiate, circa 350.000-400.000 de hectare, tăiate haotic. La vremea respectivă pot să vă asigur că pădurile statului încă erau bine conservate, care rămăsese la stat și încă nu apăreau surprize. Surprizele au apărut odată cu liberalizarea prețului lemnului și cu aplicarea legii 1/2000. Începând din acel an, a fost deschisă exportul la Bușteni, au început să apară tot felul de firme din afară în România, deci lemnul a început să aibă o căutare și un preț mai tentant după anul 2000 și astfel evolutiv, pe lângă faptul că s-a creat o piață a lemnului, au început să apară și preocupări în sustrageri ilegale de lemn ca să facă un venit suplimentar diverse organizații. Nu totdeauna politicul a corelat, de fapt, Parlamentul României de-a cursul timpului trebuia să coreleze aceste legi ale retrocedării cu legi de gospodărire a fondului forestier privind respectarea regimului silvic. Aveam un cod silvic pe care s-a modificat în 96, s-a modificat în 2008, dar fără să găsească soluțiile reale pentru a frâna aceste sustraje. Eu chiar pot să vă spun că după o absență de 8 ani din sistem, deci am fost în afara sistemului, sistem privat, în administrația locală în această perioadă, revenind în structura regiei națională, am constatat cu părere de rău că s-au produs și în sistemul de stat multe sustrageri și chiar anul 2013 a fost un an destul de dificil pentru Regia Națională a Pădurilor, că a trebuit să fie un an al controlului în anumite zone în care am identificat sustrageri ilegale de lemn. Și aceste sustrageri nu s-au realizat neorganizat. Aceste sustrageri s-au realizat în mod organizat. Vă spuneam cu altă ocazie că numai în 2013 am întocmit 108 dosare penale, peste 830 de plângeri,
Deci în aceste condiții, sancțiuni, în aceste condiții, foarte mult personal silvic a suferit consecințele faptului că nu au dat dovadă de responsabilitate acolo, la locul de muncă. Și ce soluții vedeți în momentul de față? În primul rând, administrația silvică trebuie reformată și chiar în strategia Regiei Naționale avem acest lucru, să o reformăm, dar o reformă într-o administrație nu poți să o faci decât în baza unor acte normative care trebuie să le realizeze autoritatea care răspunde de silvicultură. Și am convingerea că vom găsi înțelegere. Deci în aceste condiții eu cred că dacă se revizuiesc acte normative care pot să reglementeze mai bine organizarea și funcționarea administrației silvice, putem avea o altă abordare privind apărarea integrității Fondului Forestier Național. Aici nu mă refer numai la Regia Națională prin ocoalele silvice, mă refer și la celelalte administrații silvice. Totodată s-au creat programe la nivelul național. Avem și un program de monitorizare a mișcării lemnului prin acel sumal, dar n-a funcționat conform obiectivelor stabilite inițial și cred că este momentul istoric ca acest program să funcționeze și totodată să creăm un sistem de monitorizare a trasabilității lemnului din pădure pe piața lemnului. Aici este foarte important să producem aceste modificări legislative în așa fel încât în orice moment pe această trasabilitate a lemnului să-i cunoști proveniența, să-i cunoști destinația unde trebuie să ajungă și totodată să poți lua măsurile care se impun. Și nu pot să nu remarc un lucru, că e nevoie, poate, cum a fost nevoie și în alte țări europene, să avem și pe linie forestiere o unitate de poliție sau jandarmerie forestiere, tocmai pentru a monitoriza această trasabilitate. Regia Națională, la ora actuală, este preocupată de realizarea unui sistem IT integrat, prin care putem comunica foarte rapid, putem înregistra tot felul de date de mișcare a lemnului și în aceste condiții e normal că sustragerile ilegale în cantități mari, în volume mari, de care mă întrebați, se vor reduce foarte mult. Mă rog, vor rămâne micile excepții în zonele cu grad mare de sărăcie, unde, într-adevăr, acolo presiunea asta că se duce și taie un lemn ca să se încălzească e nesemnificativă pentru jaful care s-a putut produce în ultimii 23 de ani. Mă aștept ca odată cu nou cod silvic, corelat cu nou cod penal, prin măsurile care vor fi consemnate în acest cod silvic, mă refer la infracțiuni și contravenții și prezentarea cu acuratețe acestor elemente de sustrageri, furt, aceste noțiuni care sunt foarte importante să fie prevăzute într-un cod, în așa fel încât să ia măsurile legale care se impun. Sunt mai multe abuzuri în pădurile statului decât în cele private? În momentul de față? Într-adevăr, este o constatare și a mea. Revenind în sistem, mi-am dat seama că tot ce se întâmplă rău în pădurile României, mentalitatea cetățeanului este că Romsilva ar fi de vină. Dar nu se înțelege că Romsilva administrează numai 49% din Fondul Forestier Național. De fapt, administrează Fondul Forestier Proprietate Publică a Statului și o parte din Fondul Forestier Proprietate Privată a persoanelor fizice, juridice din România. Romsilva a devenit un brand în sensul că e foarte ușor reținut. Și atunci tot ce se vede rău în pădure, zice, domnule, poate că Romsilva e vinovat. Tocmai prin acest mod de a se prezenta regia
în diverse acțiuni trebuie să o redecribilizăm, să demonstrăm că, într-adevăr, pădurile României sunt gospodărite bine de Romsiva. Recunosc, sunt zone vulnerabile care le-am identificat, le cunoaștem, dar, în general, marea majoritate a suprafețelor de pădure este gospodărită în mod unitar și cu rezultate destul de bune. Nu pot să nu recunosc că sunt și unele locale silvice private care au un consiliu care nu au ca obiective distrugerea pădurii, au obiective de conservare și gospodăresc în mod corespunzător arboretele pe care le au în administrare. Dar sunt foarte multe ocoale private care au ca obiectiv țelul economic să recolteze cât mai mult masă lemnoasă, să nu respecte amenajamente silvice și practic toate aceste activități care se desfășoară în arborete pe care le administrează aceste ocoale silvice aduc o umbră și pe activitatea Regiei Naționale a Pădurilor. Dar eu sunt convins că odată cu adoptarea noului cod, când se va avea în vedere principiul teritorialității, adică în sensul că în anumită zonă unde gospodărește Rom Silva sau un ocol de stat, să gospodărească toate pădurile numai ocolul de stat și acolo unde gospodărește ocolul privat să fie în zona respectivă, să nu mai există acea posibilitate ca un ocol privat să administreze păduri pe 3-4 pe 3 județe, că 4 încă nu știu, dar 3 am exemple când un ocol cu un sediu într-un județ gospodărește păduri în alte 2 județe. Spuneați de niște zone cu probleme. Ați spus că ați identificat din pădurile pe care le administrați dumneavoastră. Care ar fi acelea? Puteți să dați câteva exemple? Noi am constatat urmarea unor comparații a ortofotoplanurilor care au existat în 2005, în 2012, 2009 și am studiat evoluția arboretelor administrate de Regia Națională a pădurilor în toată această perioadă. Deci de la aplicarea legii 247, când am putut să identificăm anumite zone de unde s-au sustras cantități mari de lemne ilegal. Și aici este vorba de zona din Munții Apuseni, pe suprafața județului Bihor, Cluj și Alba, în zona Maramureșului, în zona Borșei, unde s-a extras foarte mult lemn în mod ilegal. Și, spre surprinderea mea, am descoperit și o zonă vulnerabilă, chiar aici, în apropierea Bucureștiului, în județul Giurgiu, în zona Comana, unde s-au sustras în 2-3 ani de zile de pe 300 de hectare circa, nu, 3-400, din 3 cantoane, circa 20.000 de metri cubi. Deci sunt situații care, de neconceput din partea unui silvicultor, dar sunt niște realități pe care le-am constatat și pe care le-am pus la dispoziția organului cercetare penală, în așa fel încât să ia măsurile care se impun cu cei care au fost certați cu legea. Știu că suprafața fondului forestier în proprietate publică s-a redus cu peste 3 milioane de hectare din cauza retrocedărilor. Considerați că au fost justificate toate aceste retrocedări? Și când se va finaliza până la urmă acest proces? De-a lungul timpului au fost mai multe legi ale retrocedării, deci unele, într-adevăr, au creat condiții ca vechii proprietari să intre în posesia proprietăților care le-au avut, dar sunt și multe situații în care cu anumite documente s-a reușit să ia pădure prin tot felul de sentințe judecătorești. Eu chiar vreau să vă spun că în perioada de când am preluat conducerea Regiei Naționale am reușit să recâștigăm unele suprafețe care au fost puse în posesie cu ani în urmă. E vorba de suprafețe de pădure din județul Vâlcea, 2400 de hectare, de la Obște, deja am preluat-o. E vorba de în județul Argeș și de vreo 2100 de hectare care era suspendată, nu se desfășura nicio activitate
în suprafața respectivă, era societatea la cetate și o câștigasă în primă instanță. De asemenea, în județul Mureș, iar am făcut un pas înainte, unde când am venit se punea problema să retrocede 25.000 de hectare, iar la ora actuală, ca în primele în instanțele care le-am parcurs, a câștigat Regia Națională dreptul de a administra pădurile statului în continuare. Dar avem situația de la Bihor, unde iar au fost solicitate 63.000 de hectare peste suprafața de păduri ale statului care mai există în județul Bihor, la Bacău, la Buzău. Deci sunt situații cu care ne confruntăm la ora actuală, situații deosebite cu care ne confruntăm. Dar vreau să vă spun că am satisfacția că în ultima perioadă am reușit să câștigăm foarte multe procese și sper să mențiem acest echilibru al retrocedărilor. Nu că nu am fi noi împotriva retrocedărilor, dar sunt situații când foarte multe societăți anonime au garantat cu pădurile respective, au luat garanții de la stat, împrumuturi bancare de la bănci susținute de stat, și în aceste condiții mi se pare normal ca aceste păduri să rămână în continuare în proprietatea publică a statului. Legat de împăduriri și înființarea de perdele forestiere, știm că România deține doar în jur de 2000 de hectare cu perdele forestiere, însă necesarul ar fi de 10 ori mai mare. Ce ne puteți spune despre acest program? Da, într-adevăr, noi avem o lege a perdelor forestiere încă din 2002, legea 289, dar s-a făcut prea puțin în această perioadă. Și poate că e bine cei care cunosc situația că partea de sud a țării a fost brăzdată de perdele forestiere care au apărat câmpurile agricole. Și marile producții de care se vorbea odată s-au datorat și acestor perdele forestiere care au existat. Și în Banat a existat un caroiaj de perdele în zona de vest a județului Timiș, în zona Lovrin. Perdele care au fost tăiate de-a cursul timpului prin diferite programe. A fost perioada 57-58 până în 63-64, când se dorea extinderea fondului agricol și atunci s-a tăiat foarte multe perdele forestiere. După aceea a fost și prin anii 80 se urmărea extinderea fondului funciar și toate aceste perdele și toți boscheții care erau în anumite zone și mai ales amplasați perpendicular pe direcțiile dominante ale vânturilor puternice au fost defrișați pentru a fi redat agriculturii terenul respectiv. Și să nu uităm și perioada după 90, când aceste perdele erau formate din specii care ajunsese la o vârstă a exploatabilității, cum folosim noi silvicultorii termenul, aveau niște diamete destul de mari și tentante și mulți cetățeni, certați cu legea, perdele care erau ale nimănui cu ocazia retrocedărilor, au fost defrișate. Și acum constatăm că temperatura medie anuală în România crește cu 1-2 grade, că avem acele temperaturi de care citeam numai în manualele de meteorologie deosebite la 40 de grade și problemele cu care apar în România. Să nu mai discutăm de aceste tronsoane de infrastructură de transport, e vorba de autostrăzi, drumuri, căi ferate, care trebuia într-adevăr prevăzute de la început din proiectare cu aceste coridoare de perdele forestiere perpendiculare pe drumurile dominante. Situație în care putea să evite dezastrele care apar în momentele astea când natura ne creează tot felul de probleme. Dar este pentru prima dată când un guvern al României alocă o sumă importantă de bani și cred că 2014 este un început să se realizeze aceste perdele forestiere. La nivelul Rom-Silva, pe terenurile care le-am avut la dispoziție în administrare,
am reușit să creăm de-a cursul timpului suprafețe destul de mari de perdele forestiere. Practic am creat circa 350 de hectare de perdele forestiere de protecție a câmpurilor la herghelie pe care le administrează Rom Silva. O parte din aceste perdele sunt și în apropierea unor căi de comunicație importante. De asemenea, nu mai avem în administrare încă vreo 700 de hectare din perdele forestiere existente. Dar asta e prea puțin. Prin studiile vezabilitate care s-au realizat, trebuie să ajungem la 19.000 de hectare de perdele forestiere. Studiile sunt realizate, avem și, pe lângă studii de fezabilitate, sunt și proiecte tehnice de-a lungul căilor principale de comunicație, dar este momentul să facem un apel la proprietarii de teren agricol, la proprietarii de culturilor arendași, ca să înțeleagă să creăm în continuare aceste perdele forestiere care sunt foarte importante pentru a crea un climat și un ambient corespunzător în țara noastră. Concret, pe ce vor merge cele 30 de milioane alocate anul acesta de guvern cu acest scop? În primul rând, cred că pentru campania de toamnă se va reuși să se identifice toți proprietarii, iar la cei care nu-și dau consimțământul ca să pună, se vor expropia, devenind de utilitate publică aceste terenuri și e normal că aceste fonduri vor fi folosite pentru lucrările de pregătire a terenului și plantarea puieților. E primele lucrări care se pot face în acest an. Regia Națională are la ora actuală un stoc de puieți suficient de poate asigura necesarul pentru crearea acestor perdele pentru 2014 și 2015. Normal că în programele noastre avem o rezervă pentru a pune la dispoziție autorităților locale, persoanelor fizice și juridice, cantități de puieți contra cost, dar totodată am hotărât ca și în acest an să sponsorizăm unele unități administrativ-teritoriale cu cel puțin 1 milion de puieți. Prin noul program național de dezvoltare rurală vor fi alocate fonduri europene pentru împăduriri. Ce sume sunt disponibile pe viitorul program 2014-2020 și cum vor fi determinați proprietarii să împădurească? Mai ales că pe actualul program măsura nu prea a stârnit interesul proprietarilor de păduri. Deci ce se întâmplă? Cunoașteți foarte bine că acest program național de dezvoltare rurală e gestionat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Regia Națională n-a fost implicată în acest program. E pentru prima dată când Ministerul Agriculturii a făcut apel să dăm doi specialiști în Comitetul de Realizare a Procedurilor pe acest program. Cunosc că e prins o măsură pe împăduriri, pe pilonul verde, cum e consemnat în program. Nu-i definitivat. Facem suficiente intervenții la Ministerul Agriculturii ca, într-adevăr, pe această măsură, pe împăduriri, să aloce o sumă mai mare. Deocamdată, în primul plan, era numai 100 de milioane de euro, dar cred că urmarea unei discuții care le-am avut la nivelul Ministerului să se refacă această structură încât să creștem această sumă și totodată să creăm niște condiții mult mai bune de realizare a acestor împăduriri. Într-adevăr, proprietarii de terenuri își pun întrebarea cum pot să folosească terenul mai bine. E normal că un teren care este cultivat agricol beneficiază de mai multe subvenții. Practic, un teren agricol poate să-și ia o subvenție pe cultură anuală, iar la pădure această subvenție nu există. Dar nu înțelegem cât de important e să avem pădure în zona agricolă, pentru că totdeauna prezența pădurii într-un teren agricol a creat condiții de creștere a producției din terenurile respective. Deci în aceste condiții, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, ar trebui să găsim o soluție în așa fel încât să existe un stimulent real asupra proprietarilor de
teren pentru a fi cointeresați de a împăduri teren. Eu nu zic și nu susțin împădurirea terenului de bonitate bună pentru agricultură, dar sunt foarte multe terenuri agricole degradate care trebuie împădurite și trebuie ameliorate prin fixarea vegetației forestiere. Și lumea trebuie să înțeleagă că proprietarii de terenuri, că este momentul când prin aceste programe să realizăm într-adevăr zone verzi care sunt foarte importante pentru agricultură modernă. Mă refer la agricultură și la celelalte aspecte legate de protecția localităților. Ați văzut că atât în câmpia română, cât și în câmpia Banatului, când vin acele vânturi puternici, avem probleme cu descoperiri de case, poate, pentru că nu există aceste bariere verzi, naturale, ca să poată să creeze un echilibru normal a curenților de aer care trec peste teritoriul României. Considerați atractivă meseria de silvicultor în condițiile în care spuneați că în ultimul an, cel puțin în 2013, au fost sancționați 870 de angajați ai Ropsilva și aveți deschise 108 dosare penale? Anul 2013 a fost o excepție pentru că noi am făcut niște constatări urmarea unor nereguli petrecute în anii 2010, 2011, 2012 la început. Adică a fost o perioadă când regia a trecut printr-o perioadă mai grea și din punct de vedere a finanțării. Practic, în acea perioadă nu a reușit ca prin licitațiile de masă lemnoasă să-și realizeze veniturile de care avea nevoie. Și în aceste condiții e normal că erau salarii nedate, erau drepturi neonorate, erau probleme care i-a pus în situație delicată pe angajații regiei naționale. Ăsta a fost un motiv. Și plus, să zic așa, de structura unor angajați care sunt obișnuiți să nu respectă întotdeauna legea. Și eu sunt puțin surprins pentru că am luat o decizie în cadrul Consiliului de Administrație în 2013 de a angaja 60 de absolvenți promoția 2013. Și spre surpriza mea, când am făcut o analiză în luna ianuarie, n-am avut decât 43. Practic, din oferta noastră, n-a fost onorată de către absolvenți. Poate că am pus criteriile destul de dure, adică nu dure, exigente, să zic așa. Am ținut cont, în primul rând, de zona de domiciliu absolventului, de rezultatele obținute pe linie profesională. Deci am vrut să pregătim cât de cât într-un an de zile, în afara legislației în vigoare cu stagiatura, să pregătim forța de muncă care, de unde am putea recruta în structură regiei naționale sau forța de muncă care să o folosească și alte societăți, dar faptul că au posibilitatea să lucreze un an de zile în cadrul regiei naționale, se pot forma pentru activitatea care desfășoară. Poate că nu s-a făcut suficientă reclamă în acest domeniu, în zonele cu pădure au o concurență foarte mare, pădure multă, poate că în zonele cu pădure mai puțină, tentația este mai mică și nu avem atâtea solicitări. Dar eu sper că în 2014 vom face mai multă reclamă în domeniu, ca absolvenții noștri să cunoască că într-adevăr regia e dispusă să le ofere o șansă, să poată să existe un început de carieră în cadrul regiei Naționale a Pădurilor.